Dragi prieteni, am pregătit sticlele pentru cidru, pentru spălat. După cum se vede, m-am chinuit să golesc atâtea sticle. Folosesc acest sistem foarte util pentru a nu mai fi nevoie să capsă. Este un sistem foarte simplu de la această bere, care se deschide, se închide ușor. Pentru a ieși o calitate foarte bună, vom spăla sticlele în mașina de spăla vase. Desigur, se pot spăla și manual, dar eu aleg să le spăl în mașina de spăla vase. Cred că în câteva ture o să fie gata toate sticlele. Am pregătit câteva lădițe de sticle pentru spălat. Cu foarte mare grijă am așezat sticlele în mașina de spălat vase. Voi încerca să văd dacă se și închide. Văd că aici dă în garnitură. Dar s-ar putea cu un pic de ajutor să închidem ușa mașinii. Și să fim atenți să nu dea deți cea sticlă dă în paletă. Voi încerca să le ridic pe cel care lovesc. Am așezat sticlele cât de multe au încăput și vom porni mașina. Pe 70 de grade cu oră 35. S-a terminat programul de spălare. Sticlele sunt curate. Uitați-vă jos, s-au durat și etichetele lor. Uitați, haideți să luăm să vedem cât de bine s-au spălat. Sunt foarte curate. Deoarece data trecută a fost un dezastru total prin a trage cidrul pentru limpezire, de data asta voi folosi o pompă electrică. Am cumpărat-o cu aproximativ 30 de lei, cam aceeași sumă ca și cea manuală. Aceasta este pompa, are o tijă care vine introdusă în damigeană, cu un buton de on-off, deși aude că merge, și are și un furtun. Are și acest furtun, care vine montat pe orificiu de evacuare. Și voi încerca să umplu direct sticlele. Cred că va funcționa foarte bine. Vedem imediat. Dacă vă place acest video și ați învățat cel puțin un lucru nou, vă rog să vă abonați la canalul meu și astfel veți vedea și alte videouri. Pentru a avea un cidru acidulat, vom adăuga în fiecare sticlă câte o linguriță de zahăr. Astfel că după 6-8 săptămâni vom avea un cidru acidulat foarte asemănător cu cel din comerț, însă fără a fi nevoie să adăugăm dioxid de carbon sau alte chimicale pentru a-l face acidulat. După îmbuteliere vom păstra cidrul la rece pentru a nu fermenta foarte tare, deoarece după aceea nu îl vom mai putea deschide. Voi monta pompa electrică. Și
Și vom trage cidru direct în sticle. Uitați ce culoare are. Încă nu s-a decantat în totalitate. Iar dacă va avea o depunere pe fund, atunci când consumați cidrul, să nu puneți și acea depunere de pe fund în pahar, deoarece va avea gust de drojdie. Și va fi și un pic amar. Mai încap încă două sticle și uite așa am pus cam 100 de sticle. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. O zi frumoasă! Salut!